când în sfârșit am ajuns în Vaslui. Bine ați venit în județul care, cred eu, este unul din județul cu cele mai multe condiționalități vis-a-vis de climă și de factori limitativi, apă și alte lucruri. Adică este, după părerea mea, un județ defavorizat și vă așteptam de mult. Da. Dumneavoastră trăiți cu seceta ca și cum ar trăi alții cu COVID-ul. Dacă toată lumea spune, trebuie să ne obișnuim cu acest virus. Ei, dumneavoastră trăiți cu seceta. Odată la 2 ani, oricum, sunteți afectați de secetă. Da, așa este. Anul acesta a fost o secetă pe o arie mai mare, la nivel național și în atenția generală lumea sesizat efectele secetei, dar noi în județul Vaslui este destul de frecventă seceta și nu ne-a surprins atât de mult. Noi aproape avem la 2 ani de zile un an cu secetă. În fiecare an ne gândim cum să facem să ajungem să ne recuperăm cheltuielile și să facem în așa fel încât să rezistăm comparativ cu colegii noștri care au potențial mai bun pe culturi. În cadrul firmei noi reușim să ne menținem pentru că punem mare accent pe pricepere tehnologică. Introducem știința, deci agricultura este multă știință și fără ea nu putem să facem nimic, pentru că vindem în aceeași piață, noi nu facem producții foarte mari și automat cheltuielile trebuie să recuperate. Noi nu facem o tehnologie high, să zic așa, dar nici mică. Facem tehnologie în funcție de factori limitativi. În fiecare an ne gândim la ce nivel avem factorul limitativ și în funcție de asta ne adaptăm tehnologiile chiar la nivel de parcel. Noi lucrăm peste 2000 de hectare, în 320 de parcele. Avem o medie de 6,66 de hectare pe fiecare parcelă. Imaginați-vă câte perimetre avem. Și cu toate astea, și noi facem plus valoare. Tot timpul noi, în acești 20 de ani de activitate, am avut provocări. Tehnologia și managementul costurilor este foarte important și echipa, adică este foarte important ca echipa tehnică și toată echipa firmei să lucreze în consens. Permanent suntem atenți, în fiecare an ne gândim care factor limitativ avem. Seceta, arșița, înghețul de iarnă, înghețul de primăvară. Și toate sunt. Avem climat cu excese continentale. Avem amplitudini de factori de la temperaturi foarte ridicate și atunci, împreună cu echipa tehnică, reușim să analizăm aproape la fiecare parcelă. Nu facem tehnologii la acoperire, noi facem tehnologii la avertizare și suntem atenți la fiecare lucrare și la fiecare proces tehnologic în așa fel încât să obținem eficiență maximă și nu să ne îmbogățim, dar să nu pierdem. Da. Noi în fiecare an am făcut investiții și în fiecare an totul a fost cu credite. Am avut un management al costurilor foarte în amănunt și am făcut în așa fel încât să ne menținem și la un nivel tehnologic ridicat. Noi lucrăm cu utilaje performante în care productivitatea este ridicată. Dacă nu ai productivitate, nu poți să ții costurile. Vindem în aceeași piață cu colegii noștri din țară și în aceeași piață comună cu europenii și trebuie să rezistăm și să nu plecăm de aici. După cum vă spuneam, județul Vaslui este un județ greu încercat în ale climei și fermierii din județul Vaslui, pot spune așa, în ghilemele, sunt eroi, că pot să reziste. Tot astăzi aveți și o acțiune organizată la nivel de Clubul Fermierilor, în care vor fi discuții cu fermierii vis-a-vis de nou programul național strategic, da. Mai exact. Astăzi avem întâlnirea regională a Clubului Fermierilor, la care l-avem invitat pe domnul ministru. Bine ați venit, domnule ministru, ne bucurăm să vă revedem după atâta timp. Da, în această perioadă noi, cei de la Minister, am încercat să ajungem peste tot, pentru că anul acesta a fost un an mai deosebit și din punctul acesta de vedere al evoluției pandemiei, dar și datorită faptului sau că am avut o secetă extremă în unele zone din țară, iar Vasluiul nu a fost ocolit deloc de această secetă. Și este județul în care până acum nu am ajuns și am dorit să vin să discut cu fermierii la ei acasă, să le cunosc problemele și cu fermierii care fac agricultură performantă de 20 de ani și se încăpățânează să rămână în această activitate aspră și nu întotdeauna foarte rentabilă. Viitorul program național strategic trebuie să cuprindă toate problemele pe care noi le avem și să le armonizăm cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Până la finele anului trebuie să creionăm programul național strategic. Cu alte cuvinte, cum vom finanța
agricultura și trebuie să gândim niște măsuri și să finanțăm acele linii directoare care să rezolve problemele și nevoile pe care agricultura românească le are acum. Nevoile sunt diferite și în funcție de domeniul de activitate din agricultură sau industria alimentară, dar și în funcție de zonele din țară. Și enumera foarte repede câteva dintre aceste priorități, sigur urmând apoi cu colegii noștri să le detaliem. În primul rând, trebuie să corectăm foarte repede deficitul balanței comerciale pentru produsele agroalimentare. Asta înseamnă că va trebui să investim mai mult în tot ceea ce înseamnă depozitare și procesare, să producem în țară produse alimentare cu mare valoare adăugată și dacă este să exportăm, să exportăm acele produse. Apoi trebuie să creștem poziția producătorului și a procesatorului în acest lanț valoric, pe de-o parte. Trebuie să consolidăm tot ceea ce înseamnă mediul asociativ și fermierii știu, noi tocmai am încercat să oferim un sprijin plătind cotizația mediului asociativ din România, astfel că în această perioadă importantă și reprezentanții fermierilor români să stea la masa negocierilor cu colegii lor din Europa. Apoi, o altă prioritate, sigur, este consolidarea celor ferme familiare, ferme ca să le transformăm în ferme comerciale, ferme care să reziste provocărilor și presiunilor de piață. Avem iarăși o prioritate în ceea ce privește învățământul profesional, învățământul tehnic în acest domeniu, în agricultură. Cercetarea, bineînțeles, și inovarea, pentru că fără cercetare și inovare nu putem discuta de agricultură performantă. Apoi trebuie să asigurăm schimbul de generații. Este iarăși o provocare a agriculturii la nivel european. Schimbul de generații, pentru că se constată la nivel european că vârsta medie a celor care activează în agricultură, fie că sunt proprietari, fermieri sau fie că sunt angajați, este în creștere. Și acest lucru ne preocupă și aici am făcut câteva modificări legislative, am luat câteva măsuri privind instalarea tinerilor fermieri, chiar vrem de anul acesta să oferim până la 50 de hectare celor care beneficiază de programul tânărul fermier, sigur, acolo unde există disponibile aceste suprafețe. Și o prioritate care anul a ieșit în evidență este aceea a finalizării unei infrastructuri de gestionare a apei, pentru că nu putem să rămânem o agricultură meteodependentă și să așteptăm să plouă și doar atunci să avem producții și să avem și profit. Am reușit să prindem, cu acordul colegilor mei din guvern, 6,5 miliarde euro și speranța noastră este că până la 1 decembrie să semnăm contractul de finanțare pentru această infrastructură. E o mare provocare pentru dumneavoastră. Și aici nu discutăm doar despre irigații, discutăm despre sistemele de desecare drenaj, despre lucrări de combatere a eroziunii solului, care și acelea de multă vreme nu au fost făcute, pentru că nu au fost finanțări suficiente, precum și lucrări de prevenire a deșertificării. Și ar mai fi o problemă destul de importantă, dezvoltarea piețelor locale, promovarea produselor locale, promovarea produselor autohtone. Aici avem un pachet de măsuri. Vrem să creăm și o rețea de colectare, procesare și distribuție a produselor românești, o alternativă la ceea ce există pe piață. Și aici o să facem într-un parteneriat public-privat, dar sigur operatorii vor fi operatori privați. Da, bine, o să stăm așa mai îndepărtați. Știu că nu este obligatorie masca, da, în spațiu deschis. Domnul ministru trebuie să o țină. Da. Domnul Burduc, vorbeam cu domnul ministru mai devreme de această provocare fantastică de a porni această infrastructură, sigur, finanțată, și dacă ne iese nouă ca stat, ar trebui să nu mai avem probleme pe următorii 25-30 de ani. Ce credeți că, din punctul meu să vedem, că ar trebui să fie prezent în viitorul PNS sau dacă se regăsește într-o anumită direcție, partea asta specifică a județului Vaslui? Este foarte importantă, infrastructura de irigație este foarte importantă și eu cred că în noul PNS ar trebui să structurăm mai multe direcții. Partea de irigații ar trebui să o structurăm și să avem o strategie pentru irigații. Nu putem face irigații unde nu avem apă. Partea de zonă
unde putem face amenajări antierozionale care pot intra pe acest program, partea de desecare unde este nevoie de desecare și avem și partea de în zonele în care nu poți să faci irigații, nu ai apă, ar trebui să avem șanse egale să fim competitivi toți. Pentru zonele, fostele zone defavorizate și pentru zonele care chiar sunt defavorizate, în care fermierii fără subvenție nu au reușit să se descurce, ar trebui să includem o strategie în care să avem șanse egale. Să găsim o schemă în noul PNS în așa fel încât să zonele să păstrăm competitivitatea la niveluri asemănătoare, că altfel se creează decalaje și fermierii vasluieni nu pot să facă nici irigații, nu pot să fie competitivi cu factori limitativi, cu zonă de clim foarte diferit, amplitudinea este foarte mare, noi avem probleme în ghețurile de iarnă, în ghețurile târzii de primăvară. Le avem pe toate și cu toate acestea și noi facem plus valoare și noi trebuie să mergem în continuare, dar noul PNS ar trebui să se țină cont și de fermierii, nu numai din Vaslui, sunt zone în țară și în microclimate în care sunt defavorizate în mai multe zone, în Dobrogea. Asta este o problemă și domnul ministru trebuie să știe, adică, sigur, vis-a-vis de acea harta a zonelor defavorizate. Legat de zona în care ne aflăm, mă gândeam în timp ce domnul Hurduc ne povestea, mă gândeam că este o zonă pilot, putem considera o zonă pilot pentru tot ceea ce înseamnă provocările Green Deal. Pentru că Green Deal-ul, și cei care ne privesc, mulți dintre ei știu, Green Deal-ul încearcă să impună un anumit tip de agricultură în care se reducă foarte mult, unii spun cu 50%, cantitatea de substanțe pe hectar, dar și nutrienții, îngrășămintele cu 20%. Sigur că dacă discutăm la nivel de medie europeană, pe noi ca și țară și ca și zonă, nu ne dezavantajează acest lucru și asta am și spus-o colegilor mei la toate întâlnirile care le-am avut la Bruxelles, dar trebuie să înțelegem că impunându-ne niște restricții la nivel european, fermierii vor avea cheltuieli mai mari, veniturile lor vor fi mai mici, s-ar putea să se reflecte și asupra prețurilor și pericolul cel mai mare nici măcar nu ar fi ăsta. Pericolul cel mai mare ar fi ca piața europeană, dacă nu este foarte bine securizată, să fie invadată de produse din țări terțe, țări care nu respectă restricțiile pe care noi ni le impunem și acele producții, pe lângă faptul că nu respectă ceea ce noi ne impunem, vor fi mult mai ieftine și atunci ar putea să afecteze și mai mult fermierul. Pe lângă că îi cresc costurile, el să intre într-o competiție neloială cu mărfurile care vin din afară. Am spus-o de fiecare dată foarte clar, noi știm exact care sunt nevoile noastre, știm exact ce vrem să facem cu acei bani, așteptăm niște scheme legate de acele măsuri de climă și mediu care sunt impuse pe Green Deal, să știm cum le pliem pe nevoile noastre, astfel încât acei bani să fie absorbiți, pentru că dacă vor fi niște scheme obligatoriu pentru țările membre, dar voluntare pentru fermieri, riscăm ca acei bani să nu fie absorbit și este păcat. O schemă pentru județul Vaslui este interesant, cum domnul ministru spunea mai înainte, că consumul nostru de pesticide oricum este mult mai mic al lor. Zilele trecute am mers cu directorul tehnic în câmp să vedem dacă răsări rapița și tot căutând după rapiță prin pământ am dat de râme. Și inginerul spune, deci aici se vede agricultura sustenabilă și gradul redus de poluare. Noi, practic, ar trebui să adaptăm ecoschemele care, chiar dacă devin obligatorii, să ne pliem pe criterii în care să minusul ăsta care, la pesticide care îl avem, să-l includem într-o schemă ca fermierii să poată să o acceseze destul de ușor, cum a fost înverzirea. Da. Dar și la înverzire, de exemplu, în zonele secetoase am avut nevoie de culturi fixatoare de azot și eu la mine nici nu răsărea soia sau nu mergea, obiectivul nu s-a atins. În schimb, puteam să avem culturi fixatoare de carbon, cum e sorgul. Adică dacă suntem atenți la definirea ecoschemelor, putem prinde și zonele, ca cum e județul Vaslui, în cadrul unei ecoscheme de mediu, ca să putem să folosim avantajul nostru ca zonă defavorizată, să zicem așa. Adică dacă am putea să fim atenți la definirea ecoschemelor, eu vă invit după aia să vedem și hala în partea cealaltă, ar fi interesant de conceput, dacă nu avem măsură obligatorie, ecoschemă obligatorie, să avem fișa ecoschemei, să o definim la firul ierbii. Noi, fermierii performanți din Clubul Fermierilor, suntem permanent informați și putem depune expertiza noastră în așa fel încât să putem să definim ecoschemele corect. E o perioadă critică
pentru toți fermierii europeni. Se schimbă politica agricolă comună, trece într-o zonă în care parteneriatul dintre instituția care reglementează politica unei țări, ministerul, care azi e reprezentat prin domnul ministru, fermierii care sunt cei care sunt cei care aplică aceste reguli și asociațiile, cele care interfațează relația asta dintre fermier și minister, trebuie să lucreze în parteneriat. Este extraordinară prezența domnului ministru aici astăzi, alături de fermierii dintr-o zonă cu dezavantaje naturale mari, care poate să fie văzută ca un model pilot pentru acest viitor pact ecologic european aplicat și noile reguli prin politica agricolă comună. Este important de înțeles ca un model și ca o posibilitate și ca o șansă că lucrurile se pot continua. Sunt foarte mulți fermieri care se tem că plafonarea aplicată va duce la pierderea nu doar a vitezei de dezvoltare, ci la instabilitate financiară și la faliment. Sunt foarte mulți fermieri care se tem că schemele, ecoschemele despre care vorbea domnul ministru, că sunt obligatorii pentru țară, dar voluntare pentru fermieri, vor duce la pierderea unor bani și de către țară și de către fermieri. Sigur, ne spunea de dublu risc, pentru că cresc cheltuierile și poate scad și producțiile. În condițiile astea ne expunem și mai mult. Fermierii europeni acum, în mod clar conștientizează că trebuie să facă mai mult, de mai bună calitate, cu mai puțin bani, în condițiile unei competiții. Lucrul ăsta ce înseamnă? Înseamnă că fiecare țară trebuie să-și urmărească strategic obiectivele și utilizarea banilor mai puțin disponibili către acele părți din sistemul agricol care le asigură securitatea alimentară, le asigură creșterea economică, le asigură competitivitate pentru această competiție globală și în felul ăsta să creeze ecosistemul ăla care să facă să crească agricultura. Nu ne aflăm întâmplători la Vaslui pentru că e o zonă specifică cu factori de risc de care trebuie să țină seama tot timpul. Domnul ministru este aici pentru că e un parteneriat între fermieri și minister, pentru că deciziile care se sunt strategice, iar la bază trebuie să fie informațiile și analizele economice de care dumneavoastră spuneați mai devreme. Clubul fermierilor pune la dispoziție și a pus asta tot timpul și am avut tot timpul și a deschis și la minister și la Comisia de Agricultură din Parlament pentru a ne prezenta pozițiile care sunt fundamentate. Dar știți de ce sunt fundamentate? Pentru că avem tot timpul o legătură cu acești fermieri care sunt performanți și care sunt singurii pe care noi îi considerăm capabili să dea informații relevante ministerului, filtrate de niște experți. Și atunci suntem astăzi aici într-o acțiune care să prezinte conducerii ministerului problemele zonei care pot fi considerate și ca un pilot, ca un model pentru ce urmează să se aplice. Ce vorbeam mai devreme. Uitați, domnul ministru, da, care este producția nu, pe care a strâns-o. Da. Asta e producția de porumb, aceasta este producția de grâu și cam această hală ar trebui să fie producția totală. Și cu toate astea, domnul ministru, vedeți că nu este în panică. Deci, pentru mine este un semn foarte bun. Domnul Hurduc nu a intrat în panică. Trebuie să-și gestioneze foarte bine și fluxurile financiare. Adică, nu ești un fermier complet sau un antreprenor în agricultură dacă nu știi să-și managerezi și fluxurile financiare. Atunci când a venit seceta foarte mare, nu ne-am gândit la calamități. Primul lucru m-am gândit să-mi respect parteneriatele cu finanțatorii mei și atunci am accesat rapid credite și fonduri ca să-mi securizez cadențele, ca să nu fiu nevoit să vând imediat sau să intru la discuții de presiune, de negociere în model de presiune. Și în luna iunie, când presiunea nu era atât de mare pe finanțatori și pe nerespectarea contractelor de finanțare sau de trading, am reușit de la finanțatori să obțin credite garantate, mi-am achitat cadențele și acum sunt liniștit. Nu sunteți la bază, profesor de economie sau că nu-mi dau seama. Nu sunt profesor de economie, adică sunt inginer horticultor, sunt specialist în vinificație, dar am condus o unitate cu 400 de angajați timp de 10 ani și experiența se câștigă. Acum nu poți să faci bani fără un minim de experiență și un minim de cunoștințe. Fermierii trebuie să înțeleagă că și ei trebuie să evolueze și cu cunoștințe financiare și cunoștințe tehnice. Deci cu știință poți să compensezi
limitările, limitările naturale. Atunci, fără să deranjăm pe nimeni, și fermierii, totuși, o parte din ei trebuie să înceapă să upgradeze. Se fac în era IT-ului, se fac foarte repede și noi, ca fermieri, trebuie să ne adaptăm, adaptăm continuu, pentru că tehnologiile evoluează, companiile mari vin cu know-how și ne-l pun la dispoziție, dar și noi trebuie să le adaptăm și să nu le luăm strict comercial ca marketing. Vreau să vă spun că noi trecem prin filtru aproape fiecare cheltuială și o adaptăm la nivel de, o personalizăm la nivel de parcelă, pentru că nu ne permitem financiar să facem tehnologii la acoperire. De exemplu, am într-o solă 7 tipuri de teren în care am răsăriri diferite, am, și atunci nu putem să mergem. Utilajele sunt performante, facem fertilizări variabile la fiecare cultură, pe fiecare solă, și noi ne facem cartări în fiecare an, că nu poți face cartare într-un an la toată ferma, pentru că ai asolament și în funcție de cum părăsește cultura. Dar facem cartări și ne calibrăm hărțile satelitare în așa fel încât să facem fertilizările variabile, să putem să obținem din cât obținem, dar cu costuri cât mai mici. Să eficientizăm, să optimizare. Nu mă așteptam să întâlnim o astfel de analiză aici, în județul Vaslui. Legat de ce spune acum în final domnul Hurduc, mă gândeam că o altă prioritate este o strategie de gestionare a riscurilor. Noi trebuie să recunoaștem că nu avem, nu noi ca minister, noi ca și agricultură, pentru că această strategie de gestionare a riscurilor trebuie să facem împreună cu fermierii. Nu avem o asemenea strategie și aici nu mă refer doar la un sistem de asigurări și o relație între firmele de asigurări și fermieri sau asociațiile de fermieri, o relație foarte bună. Și am început deja discuțiile și cu cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară să pregătim asiguratorii să vină spre fermieri sau spre asociațiile de fermieri și să lucrăm împreună, să gândim un sistem de asigurări care să poată interveni în momente cum a fost anul acesta. Dar în afară de asigurări putem discuta despre fonduri mutuale, pentru că în alte țări europene există aceste fonduri mutuale. Sigur. Este visul nostru de mult timp, fondul mutual, și vreau să-l întreb pe domnul ministru să-i mulțumim, pentru că pe măsura, sub măsura 17.1, un pas foarte important, ministerul a acordat 70% din cotația de primă. A crescut la 70%. Deci, fermierul trebuie să înțeleagă că în afară de riscurile și de producție trebuie să se asigure, mai ales că putem accesa acești bani și cota de primă e foarte mică, și dacă ministerul 70% ne-a ajutat, trebuie să nu vezi lucrurile astea, ca să, altfel nu poți să reziști. La câte cheltuiești, la câte riscuri ne expunem, este nimic să te asiguri, măcar să securizezi partea de riscuri generale și chiar riscurile de secetă care au mai început pe aici, pe acolo, unele asociități de asigurare. Asta vreau să fac, această conexiune în care trebuie să o avem între gestionarea riscurilor și prevenirea riscurilor. Pentru că e foarte bine să gestionăm riscurile și ne lipsesc, într-adevăr, aceste fonduri mutuale și o relație cu asiguratorii pe care încercăm să o reparăm, dar în paralel trebuie să ne gândim cum prevenim riscurile. Și unele pot fi prevenite, unele riscuri pot fi prevenite, și aici mă refer în acele zone care sunt irigabile. Va trebui foarte repede și foarte consistent să finanțăm ca apa să ajungă cât mai ieftină, pentru că aici iarăși o să provocare. Ce sisteme de irigații vom folosi în așa fel încât apa să ajungă cât mai ieftin la plantă? Și aici trebuie să copiem lucruri pe care alte state, care întotdeauna au avut o problemă cu apa, le-au făcut și care au producții comparabile an de an, deși deficitul de apă acolo este de ani de zile. Sunt și alte fenomene meteorologice extreme, să zic așa, cum ar fi grindina, și unde vrem să extindem acest sistem antigrindină care să acopere, să protejeze, mai corect spus, toată suprafața agricolă a țării. Și și acest sistem este prins în finanțarea aceea de 6,5 miliarde de euro. Acum aș vrea să reiau și să preiau tema asta pe care domnul ministru a menționat-o cu o strategie de gestiune a riscului. E o temă principală pentru club, o temă care s-a transformat într-o măsură concretă, cuantificabilă. Clubul a devenit acționar, este și beneficiar și implicat direct în gestiunea unui broker de asigurări al fermierilor. Deci clubul este deținătorul unui broker de asigurări al fermierilor. A fost o nevoie exprimată de membri de a avea propria lor organizație comercială
care să îi ajute pe fermieri să aleagă, să înțeleagă anticipativ riscurile la care se expun, care sunt căile prin care pot să gestioneze, să minimizeze aceste riscuri, să poată să beneficieze de consiliere atunci când răul se întâmplă, astfel încât relația cu asiguratorii să fie una corectă, predictibilitatea să fie una pe care să o aibă fermierii, pentru că de predictibilitatea asta depinde stabilitatea afacerilor. Și atunci, și asta e o parte a parteneriatului pe care noi îl promovăm cu Ministerul Agriculturii, anume existența acestui centru de competență, care este brokerul de asigurări al clubului, pune la dispoziția Ministerului expertiza în identificarea acelor măsuri care să fie prinse în strategia de gestiune a riscului, care are două componente, cum spunea domnul ministru, una anticipativă, adică trebuie să lucrăm la elementele alea care influențează riscurile. Sistem de irigații, sistem de combatere a eroziunii solului, sistem de desecare, drenaj, toate lucrurile astea și care sunt partea acestei strategii și șansa noastră extraordinară, unică acum de a beneficia de această finanțare, dar și la conștientizarea fermierilor că asigurările sunt obligatorii. Iar măsura pe care Danon spunea mai devreme de finanțare de către minister prin 17.1 a poliției de asigurare este extraordinară, dar este una cu o limită de timp. Nu va fi permanentă, dar e importantă pentru ca fermierii să facă acest pas, să înțeleagă, să creștem procentual și ca suprafață și ca număr de fermieri cei asigurați. Ca să poți să-i convingi, trebuie să le aduci mereu informații, pentru că informația trebuie să circule cât mai mult. Repet, aici suntem într-o zonă cu anumită specificitate și chiar se potrivește pe... De-aia am și spus, este ca un fel de zonă pilot pe ceea ce se vrea acum prin Green Deal. Dar sunt și alte zone cu alte nevoi, mă refer la zona montană, mă refer la Bucovina, mă refer la Transilvania, unde sunt alte nevoi și și acelea trebuie tratate și și acelea trebuie rezolvate, adică găsite soluții. În așa fel încât să încercăm să fim cât mai echilibrați, pentru că tentația este să fii subiectiv sau, mai corect spus, dacă mergem într-o zonă și stăm mai mult timp, ne întâlnim cu fermierii și ei, lucrând în domeniul de 20, 25, 30 de ani, au atât de multe argumente pertinente încât aproape că te convin că toți banii din PNSR trebuie dați doar în domeniul ăla. Și, într-adevăr, nevoile sunt foarte multe, soluțiile care vin din partea fermierilor de multe ori sunt foarte clare și foarte logice. Trebuie să le luăm și să le la sfârșit, când luăm o decizie, trebuie să fim foarte, foarte echilibrați, în așa fel încât peste 7 ani să discutăm de mai puține probleme și de mai puține nevoi. Cu siguranță nu o să le putem rezolva pe toate, dar important este să rezolvăm cât mai multe dintre ele. Eu vreau să remarc altceva. Uitați-vă aici, că eu mă bucur foarte mult că ați venit într-o fermă de cultură mare în județul Vaslui, o activitatea care este pornită acum 20 de ani. Uitați-vă cât de bine este ancorată în realitate. Deci au tot ce le trebuie. Sigur că vorbim de 20 de ani. Da, eu în acest periplu prin județ, de fiecare dată am încercat la sfârșitul zilei să, prin postări, prin filmulețele pe care le făceam eu și cu echipa mea, să promovăm exemple de succes. Și fermieri mari și fermieri mici. Și din zona vegetală și din zootehnie. Și de multe ori eram interpelat, să zic așa, pe Facebook: domnule, dar de ce vă duceți numai la aia care o duc bine? Păi, și la cei eu, mai, da. Eu ca și ministru trebuie să promovez în primul rând acele exemple de succes, acei oameni care fie că fac o agricultură la dimensiune mică, fie că fac o agricultură mare, că sunt mari fermieri, fac performanță și demonstrează că peste tot, în orice zonă din țară și în orice domeniu de activitate, se poate, pentru că asta trebuie să facem noi, să arătăm oamenilor că se poate. Și cât mai mulți dintre cei care au avut de-a lungul timpului contact sau provin din zona rurală, să rămână în agricultură și să continue, pentru că se poate. Da, se poate și noi suntem alături de cei care vor, în primul rând, pentru că trebuie să și vrei. Noi încercăm să ajutăm pe cei care vor să fie ajutați. Fiecare fermier sau fiecare categorie de fermier, că e mic, mediu sau mare, trebuie să avem strategii dedicate diferite pentru fiecare nișă, pentru ca să obținem maximul de la fiecare.
avem fermierii mari. Au mai fost voci că fermierii mari nu mai trebuie ajutați. Intrăm într-o retorică care nu face bine agriculturii, pentru că fiecare are rolul său. Noi, într-un ecosistem agricol și fermierul mic, cum sunt în această curte? Noi suntem 4 sau 5 fermieri și mari și mici și mai mici și toată lumea își are rolul. Fermele mici pot produce cu performanță, pot fi duse către performanță, nu neapărat la tehnologii atât de moderne, că nu le se aplică, fiecare are specificitate. Dar să intre în zona rentabilității, sigur. Direcții în PNS de dezvoltat fiecare nișă sau le structurăm pe mai puține ca să obținem efectul maxim de la fiecare, că dacă creăm de dezechilibre de competitivitate, nu o să putem absorbi banii, nu o să putem să păstrăm o securitate alimentară și atunci când ajungem la sfârșitul exercițiului financiar ne dăm seama că n-am evoluat cât ar fi trebuit să evoluăm. Discuțiile astea privind stabilirea priorităților în planul național strategic pe o finanțare și un buget mai mic, cu cerințe mai mari, vedeți că noi am susținut și încet, încet eu cred că s-au mutat de la o discuție care crea tensiune, care punea în opoziție fermele de dimensiune mare cu fermele de dimensiune mică, la o discuție despre performanță. Adică să judecăm prin performanță alocarea finanțărilor, astfel încât să îi sprijinim în continuare, să îi sprijinim pe cei care vor să facă agricultură și care vor să fie ajutați, să treacă la un nivel de performanță, care să-i facă să se așeze mai bine acolo unde lucrează pământul astăzi, să-i sprijinim pe fermierii care sunt performanți, să fie modele pentru cei care vor să treacă spre asta, dar în același timp să treacă către alte zone în care valoarea adăugată să crească și eficiența și producția. Dar treaba asta nu se poate face peste noapte, așa? Nu peste noapte, dar trebuie început. Noi nu mai avem timp pentru a face analize și filozofii și gândiri. De asta trebuie să ne bazăm pe analize economice. Domnul ministru menționa un calendar pentru elaborarea planului național strategic. E în discuție acum un document care se numește analiza nevoilor, pentru care noi am solicitat Ministerului printr-o adresă și am arătat de ce trebuie elaborată o fundamentare economică de impact pentru fiecare nevoie în parte. Am bani mai puțin, am o listă lungă de 56 de nevoi care acoperă toate nevoile noastre, dar niciodată bugetul nu va putea să acopere toate nevoile. Și atunci trebuie să gândim eficient pe nișele acestea, având obiective. Trebuie să ținem securitatea alimentară să fie asigurată, trebuie să aducem tineri către țară, trebuie să aducem oamenii care lucrează să lucreze mai științific pe o agricultură care e fundamentată pe modele economice și de management integrat, astfel încât să putem să rata de eficiență a utilizării acestor bani care vin din bugetul comun european să fie maximizată. Este șansa noastră, dar este o șansă în competiție cu țări care deja aplică asta. Deci noi nu putem să ne plângem că nu reușim să facem asta, pentru că asta nu ne ajută cu nimic. Trebuie să facem tot ce trebuie acum ca să reușim. Iar asta e doar printr-un parteneriat, doar prin analize economice pe care noi din sectorul privat le putem pune la dispoziția Ministerului, care e principalul, unicul reglementator în aplicarea politicii agricole comune, astfel încât să luăm modele de succes într-o zonă defavorizată pe care să le putem, pe discuțiile pe Pactul Ecologic European, să le transformăm în reguli, propuneri pentru ceilalți fermieri în a utiliza mai bine fondurile europene. Cred că asta e o oportunitate. Ne apropiem de sfârșit, mai ales că or să vină și fermierii și domnul ministru, va trebui să veți avea o discuție interactivă cu cei din zonă. Eu aș vrea să fim puțin mai liniștiți cu toții, adică asociațiile să unească mai bine, să aibă un cuvânt comun, niște analize pertinente care chiar să vă fie de folos. Deci eu aș vrea ca în viitorul PNS cât mai mult din banii aceștia alocați pentru subvenții, și aici discutăm de 20,5 miliarde euro în 7 ani, să ajungă la fermier, la cel care lucrează pământul și la cel care crește animal. Și doar așa, dacă reușim ca acele subvenții să ajungă doar la cei care chiar fac agricultură sau fac zootehnie, vom reuși să în 2027, să spunem, am mai rezolvat câte ceva. Pentru că trebuie să recunoaștem, din nefericire, mai sunt unii, eu le spun, vânători de subvenții, care pe nedrept uneori beneficiază de subvenții care ar trebui să ajungă la adevărații fermieri.
Bun. Hai să terminăm într-o notă optimistă și să vorbim și de schimbul de mâine. Susținerea unor copii, unor fermieri care nu au posibilități. Programul ăsta care se numește Tineri Lideri pentru Agricultură e un program pe care Clubul Fermierilor l-a lansat în urmă cu un an. O primă serie de 17 tineri, copii de fermieri, absolvenți de facultate. Această serie a trecut prin cursuri complementare cunoștințelor pe care le-au învățat în facultate, care cursuri, module făcute cu specialiști la nivel național sau chiar internațional, au învățat despre managementul integrat al afacerilor, despre gestiunea timpului, despre vorbit în public, despre protocol și diplomație. Sunt lucruri care ați putea spune ce nevoie are un copil de fermier care urmează să preia în gestiune o fermă. Ceea ce noi vrem este să proiectăm în viitor, dar mai repede, ceea ce se întâmplă astăzi. Să fie ei copiii ăștia, cei care ne reprezintă la minister, la Bruxelles, în relația cu alte asociații europene, astfel încât puterea noastră ca țară să crească, dar prin ei. Se asigură și succesiunea. Acum, seria a doua începe în scurt timp. Noi avem un parteneriat cu Agricover, care a și sprijinit puternic inițial Clubul Fermierilor Români, așa cum este transparent și bine cunoscut. I-au decis să ofere anul ăsta 10 burse de 10.000 de euro fiecare pentru 10 copii de fermieri, absolvenți de facultate sau în an final de facultate, pentru a participa la seria a doua a acestui program Tineri Lideri, motivați să devină lideri și să continue să lucreze în agricultură. Sunt 10 burse care se vor alătura celorlalte 20 de locuri ocupate deja de copii de fermieri în acest program, deci vor fi două serii de câte 15 copii de fermieri pe care vrem să-i vedem ajutați să dezvolte, să rămână în afacerea părinților, să o dezvolte, să se implice responsabil în relația cu ministerul, adică acum pot să vă dau exemplu că din prima serie sunt cel puțin 50% dintre ei activi în relația cu ministerul pe grupurile de lucru pe plan național strategic. Cei 30 care vor absolvi la anul și sper ca numărul ăsta să se multiplice, să crească, vor contribui la o masă critică care să schimbe agricultura și ceea ce spunea și domnul ministru mai devreme, schimbările astea importante să fie prin intermediul lor realizate. Profit de această ocazie ca să îl invit pe domnul ministru la acțiunea pe care noi avem pe 22 octombrie la București, dacă lucrurile se vor menține într-o normalitate, este ceremonia de absolvire de către seria 1 și ceremonia de lansare de către seria 2, acolo unde vor fi și cei 10 bursieri, vor fi ceilalți 20 care vor intra în cursul acesta, astfel încât să fie și un exemplu al atenției pe care autoritățile o dau, al modelelor pe care le pot avea, și Dan este membru în Consiliul Director al Clubului, și să reușim să facem din asta un caz de succes. Domnule ministru, vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în cadrul emisiunii Viața Satului și nu uitați, ușa, poarta este deschisă pentru informațiile noi și pentru tot ceea ce crezi dumneavoastră că trebuie să ajungă la fermier. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate și noi la Ministerul Agriculturii, cu atât mai mult în acest an, avem nevoie de asemenea platforme în care să comunicăm și celor care fac agricultură, dar și celor care nu fac agricultură, dar interesează ce se întâmplă în agricultura românească, interesează ceea ce consumă, interesează securitatea și siguranța alimentară, ce gândim, ce facem și cum vrem să facem lucrurile. Și este foarte important ca lumea să aibă informații corecte. Și eu vă mulțumesc că ați venit în județul Vaslui și fermierii din județul Vaslui și-au putut exprima prin mine o parte din problemele și situațiile cu care se confruntă în agricultura lor de atâta timp și încă reușesc să facă performanțe și să fie în picioare. Vă mulțumim. Noi vă promitem, deși am făcut o pauză atât de lungă, Viața Satului și cu ferma vor fi mult mai prezentă în acest județ, în județul Vaslui. Toate cele bune. Județele cu condiționalități specifice, să spun. Ce înseamnă brokerul de asigurări care funcționează în Clubul Fermierilor? Are două misiuni. Una, să sprijine fermierii în situații nedorite și asta însemnând în caz de daună și numai în caz de daună.
Iar a doua misiune este să contribuie la tot ce înseamnă finanțarea proiectelor clubului și a programului. Avem o expertiză și o forță din urmă, pentru că Clubul Fermierilor Români, broker de asigurare, a fost până în mai 2020 Agricover Broker, însemnând o expertiză de 8 ani de zile, însemnând o cotă de piață pe care noi am urcat-o în ultimii 4-5 ani de la 8% la 13%, însemnând o gamă variată de produse, însemnând o forță foarte mare în companiile de asigurări, și atunci și fermierii au încredere în noi și ne cunosc, iar acum avem o șansă să sprijinim, să le arătăm ce înseamnă să gestionăm riscurile și ce înseamnă pentru ei să nu aibă un dezechilibru financiar din punct de vedere al riscurilor climatice.